despre asemănările între găsirea partenerului perfect în viață și găsirea jobului perfect. Deși par că nu au legătură, o să vă demonstrez că au foarte mare legătură. Atât în dragoste, cât și în căutarea unui job, prima impresie contează. Și ca să facem o impresie bună, trebuie să avem în vedere două lucruri. În primul rând, cum găsesc compania perfectă, slash partenerul ideal, și doi, ce fel de companie, partener, mi se potrivește cel mai bine. Pe baza acestor două întrebări, am alcătuit câteva etape pe care să le urmărim atunci când ne căutăm partenerul perfect sau ne căutăm jobul perfect. Prima este vânătoarea, a doua este cercetarea, întâlnirea propriu-zisă și a doua zi, după întâlnire. Vânătoarea. Fiecare dintre noi, dacă stăm să ne gândim cum ne-am întâlnit prima dragoste sau partenerul actual, o să găsim foarte multe povești. Și asta datorită faptului că sunt foarte multe locuri în care poți să-ți găsești partenerul ideal. Și așa se întâmplă și cu angajatorii. Îi găsești în foarte multe locuri. Și au diferite atribuțiuni, depinde de ceea ce ne dorim noi de la persoana respectivă. Deci noi nu ne înconjurăm de oameni care nu sunt asemenea nouă. Și asta e un adevăr valabil, general valabil, că noi suntem înconjurați de oameni care au așteptările noastre, care îndeplinesc așteptările noastre. În partea de cercetare, o să începeți căutarea, în primul rând. Și cum începeți căutarea? Aveți un prieten care are un prieten care lucrează în compania la care vreți voi să lucrați. Și așa faceți negociere. Îi spuneți să vă prezinte, exact ca și în viața amoroasă, când știi prietenul, știi, faci mie cunoștință. Și ajungi să vorbești cu cei din compania respectivă prin prieteni. Dacă nu aveți prieteni de genul ăsta, atunci căutați singuri. Unde? Pe internet. Și acolo o să găsiți foarte multe site-uri de socializare în afaceri care se aseamănă foarte mult cu online dating. Adică e ca și cum îți găsești partenerul pe internet. În a doua variantă, a doua subetapă este să se analizezi pe fiecare. Să te uiți bine, bine înainte să spui da. Să vezi, are ce trebuie ție, e cum vrei tu să fie, e înalt, scund, frumos, drăguț, simpatic, râde, nu râde. Așa ești cu angajator, așa ești cu job. Pentru că trebuie să vă gândiți că o să stați foarte multe ore la muncă și dacă nu o să vă placă, nu o să duceți viața lungă cu acel job. În partea de întâlnire. Ok, am găsit partenerul, urmează întâlnirea, mă întâlnesc cu el. Și pentru că vreau să fac o impresie bună, sunt punctual, în primul rând, mă îmbrac elegant și o să fiu pregătit să se duc. Exact ca atunci când te întâlnești cu viitoarea parteneră sau viitorul partener. Și să fii concis în ceea ce te privește pe tine. Să nu începi să povestești despre tine foarte multe, să nu intri în detalii, pentru că o să se plictisească. Și a doua întâlnire nu o să mai ai. Pentru că nimeni nu e interesat de cât ai făcut tu, CV-ul și alte lucruri de genul ăsta. Nu, să găsiți un punct comun de discuție, să aveți o comunicare chiar și la angajare. Să găsiți un punct de discuție cu angajatorul și să răspundeți concis la întrebările pe care vi le adresează. A doua zi, ați avut întâlnirea și ce faceți? Ați avut o întâlnire minunată cu fata visurilor voastre. Acum așteptați să vă sune, mă pensa. Nu, nu o să vă sune ea. Păi dacă nu vă sună ea și e fata visurilor voastre, trebuie să faceți ceva. Prin urmare, sunați voi. Ori trimiteți un e-mail sau o scrisoare companiei respective și spuneți că sunteți în continuare interesați de o colaborare și le spuneți că ce bine ne-ar sta împreună sau, știți, ne potrivim foarte bine din punctele astea de vedere, avem aceleași interese, aceleași preocupări. Sau, dacă ați fost respins, asta e. Începeți să căutați, ca și în viața de zi cu zi când vă căutați partenerul, pentru că balta e plină de pește. Și exact așa e și cu angajatorii. Îi găsiți peste tot, nu vă stresați că dacă astăzi nu o să vă angajeze la firma respectivă, o să vă angajeze poate firma concurentă și o să spuneți zâc-zâc. Și în momentul ăla o să fiți mult mai bucuroși că, uite, am ajuns într-o companie unde îmi doream, pentru că mi se potrivește mie. Morala, perechea ta sau compania potrivită ție este undeva acolo, te așteaptă. Și trebuie să ai foarte mare grijă să o găsești, așa că nu te opri niciodată din căutat. Caută zi de zi în diferite locuri, schimbă grupuri de oameni, schimbă grupuri de companii și ai să vezi că perechea potrivită pentru tine va apărea. Și mulțumesc!